De unde pornesc traseele turistice și până unde ajung? Și cam câte sunt? Deocamdată, traseele turistice amenajate sunt două. Prin grija administrației rezervației naturale Munții Măcinului. Un traseu local care pune în evidență, să spunem, frumusețile localității, în special. Pornește de la Vârful Țuguleac, cunoscut în localitate, ajunge în zona Monumentului Eroilor, după care urmează platoul sudic și vestic mai înalt, din zona sudică și vestică a localității. E un traseu de 3 ore, 4 ore, în funcție de cât de repede dorește drumețul să-l parcurgă. E de bicicletă sau pe jos? Este pentru mers pe jos. Celălalt traseu vine de... Teren drept sau? Nu, este teren practicabil cu piciorul. Deci nu este foarte greu, dar este frumos, foarte frumos. Cei care mă aud sau mă vor asculta, vreau să le trezesc curiozitatea de a veni și să-l parcurgă, pentru că nu vor fi dezamăgiți, chiar sunt sigur că vor fi foarte încântați de ceea ce vor vedea. Al doilea traseu este un traseu care pornește din zona rezervației Munții Măcinului și tranzitează Niculițelul, merge către Mănăstirea Celic Dere, o parte pe drumul județean, o parte prin pădure. Este mult mai lung, dar este practicabil și la fel de interesant ca și traseul local. Cu flora și cu fauna, cum e? Avem ce vedea pe drum? Noi avem 30% din teritoriul administrativ, în jur de 30%, acoperit de pădure. La noi pădurea este pădure de foioase. Predomină teiul, dovadă și faptul că suntem recunoscuți ca un bazin melifer. Sunt foarte mulți crescători de albine în localitate și în perioada înfloritului, când teiul înflorește, vin foarte mulți apicultori și din alte zone ale țării, în perioada pastoralului. Luna mai, nu? Cam așa. Mai iunie. Da, sunt câteva, 3-4 specii de tei, înfloresc progresiv și deci îi ajută să recolteze mai mult timp niere de albine și polen. Celelalte specii de arbori, este jar, rasen, carpen, mai puțin conifere, aici au fost doar experiențe, s-au încercat aclimatizarea unor specii de conifere. Dar lemnul de aici este, din pădurile noastre, în general lemn pentru foc, nu pentru aplicații. Pentru prelucrare. Administrația Parcului Național Munții Măcinului este una din cele 22 administrații de parc. Este poate cel mai important colț al țării noastre din punct de vedere al biodiversității, important atât din punct de vedere peisagistic, deci nu trebuie să fii doctor în științe ca să îți dai seama că e ceva de basm, dar și pentru cei care găsesc sau vor să descopere încă atâtea secrete ale Munților Măcini din punct de vedere științific. S-au descoperit aici multe specii în țară, noi pentru știință, nu numai pentru țara noastră, dar și pentru Europa. Poți să vezi de la plante rare, cum ar fi garofița de stâncă, pitică de stâncă, sau clopoțelul Dobrogean, campanulă romanică, descoperită de Slavulescu în 1895, de la un covor care te face să te crezi într-o stepă mongolică, știu eu, acolo unde unduiește în bătaia vântului suprafețe întinse cu colilie, cu stipa, cu două specii de colilie foarte rare, dar care aici sunt din belșug și care parcă prin înduirea lor te îmbies și îți dă încredere că aici vei găsi lucruri nebănuite, ceea ce poți vedea în Munții Măcinului și de aceea vă invit să mergem la pas, pentru că unii îl numesc inconvenient, eu l-ar numi, știu eu, plăcerea, pentru că nu poți merge în Munții Măcinului în goana mașinii, nu ai teleferic, nu te poți teleporta și asta este doar în beneficiu turistului. Turistul e adevărat, pentru că, da, nu ai confortul. Sunt cei mai aerismuri din țară, dar nu-ți trebuie decât încălțăminte adecvate, fiind vorba de granit, colțuros, unele locuri, răsare așa din brâu de pădure, pentru că aș mai vrea să mai spun un lucru. Care e diferența dintre ceilalți munți? Pentru că totdeauna eu glumesc cu ceilalți colegi de administratori de arii protejate. Măi, ar trebui să vorbim despre Alpi, despre Pirinei, despre Carpați, despre Delta Dunării și munții Măcinului. Pentru că aceste dealuri, în ceea ce privește înălțimea, dar munții cei mai bătrâni și cei mai valoroși, să spun din punct de vedere geologic, ne prezintă și o geomorfologie locală, un peisaj deosebit. Aici încă sunt multe comori foarte importante din punct de vedere științific. Ei au fost cunoscuți încă din ani îndepărtați de masteranți, de doctoranți, de specialiști. Noi vrem să-l promovăm deopotrivă pentru toată lumea și, așa cum am spus, de turiști adevărați care vin aici doar cu un minim echipament. Ne-am încălțămintea, sticluța cu apă, pentru că suntem la munte, dar suntem într-o zonă de mare ariditate și îi asigur eu că nu vor simți, știu eu, problemele astea climatice, pentru că vor vedea și asigur, în orice sezon, sau cel puțin 10 luni pe an, vor vedea la tot pasul elemente de biodiversitate pe care nu le întâlnești niciunde.